Hai departe, Tănase. Prea încet aici, nu avea cum să ajungă Moruțan. Se grăbește Crețu și îl găsește. Ba, nu l-a mai găsit pe Tănase. Putea prinde acea minge, pentru că nu era o pasă la portar. Protejează însă foarte bine Oghenda. Intră în lumea fascinantă a pariurilor sportive pe cea mai bună platformă mobilă de pariuri online din lume. Betano. Jocul începe acum. Minutul 54 la Giurgiu, FCSB, FC Botoșan, același scor ca la pauză, 0-1, gol marcat de Așcovski. Minutul 38, bate repede această lovitură liberă Perianu. Octavian Popescu îi pasează lui Radunovici, să vedem centrarea muntenegreanului. Întârzie însă, Radunovici combină cu Perianu, dribling scurt în fața lui Enrico Papa. Perianu într-o poziție bună la marginea careului, șutează Perianu, frumoasă acțiune. Da, și s-a încumetat să finalizeze Perianu. A căutat să se elibereze pe piciorul drept pentru șut. Probabil că nu l-au luat foarte în serios. Cei de la FC Botoșani, am văzut cum a ieșit nu foarte convins Jonathan Rodriguez, că trebuie să blocheze acolo. Probabil că nu se aștepta argentinianul ca Perianu să tragă la poartă. Amidou Keita, Enrico Papa. O minge pe care Crețu pot trimite către Straton. Crețu își îndeamnă colegii să urce, să-i ofere o variantă de pasă. Crețu la un pas să piardă mingea în propria jumătate. Hanchici, Patache, Racovițan, Târcoveanu, Plămadă, Eduard Florescu, Secu, Camara și Holtzman sunt rezerve la Botoșan după ce a intrat Realdo Fili. Iar la FCSB, Târnovanu, rezerva lui Straton, apoi Muși, Nedel cu Panțiru, Simion, Timiș și Vukušić. Vukušić probabil la număr. N-a intrat nici cu CFR și nu va intra probabil nici în această întâlnire. Se așteaptă finalul contractului pentru a putea pleca liber. Vână îl lovește aici pe Oghenda. Horațiu Feșnic, centralul acestui meci, este la a noua partidă pe care o conduce în 2021. Ultima oară a fost la centru la un meci al celor de la FCSB în deplasare la Arad, contra celor de la UTA, succes atunci pentru bucureșteni. Pe Botoșani a condus ultima oară tot la un meci în deplasare ca și cel de astăzi. Universitatea Craiova a pierdut de echipa lui Croitoru. A sărit mai bine Haruț decât fostul coechipier Amidou Keita. Jonathan Rodriguez pentru Keita, blocat foarte bine de Perianu. Octavian Popescu, elegant, Perianu, de la Risto Radunovic pentru Vână, care găsește culoarul de pasă pentru Florin Tănase. FCSB duce foarte bine această acțiune. Valentin Crețu la Olimpiu Moruțan. Moruțan nu reușește să treacă, vine centrarea cu dreptul, dar e blocat foarte ușor de Kindriș și a revenit și Tănase. A pierdut vremea la mijlocul terenului, acuzând o accidentare. Popescu, frumos acest dribling. Octavian Popescu spre Radunovic, centrarea sa este pentru Tănase și Vână, este blocat. Prima fază cu adevărat periculoasă în careul celor de la Botoșan din această repriză secundă. Vână avea o poziție excelentă acolo, însă a ajuns foarte târziu la minge. Șeroni ia cartonaș galben. E doar al doilea avertisment pe care îl arată Orațiu Feșnic. Pe primul l-a văzut Waidă în prima repriză. Yeah.
Alin Șeroni, așadar, cu galben, pasă pentru Real Dofili. Era pericol mare pentru cei de la FCSB dacă ieșea preluarea albanezului. Marcator în acest sezon al unui gol foarte frumos Real Dofili, în deplasare contra celor de la CFR Cluj, într-un meci pierdut însă de echipa sa. Nu e nimic neobișnuit în faptul că Marius Croitoru a luat cartonaș și e abonat la cartonașe și la eliminări. Antrenorul celor de la Botoșani se agită în permanență pe margine și de cele mai multe ori intră în conflict cu arbitrii. Perianu pentru Crețu, l-a căutat pe Moruțan, a ieșit foarte bine însă Țigănașu, din nou Țigănașu, anticipează foarte bine. Haruț a fost acolo în duel cu Keita. Șeptarul moldovenilor a rămas întins pe gazon. Perianu pasează pentru Tănase, urmărit acolo de Kindriș. Minge în spate pentru Radunovic. Perianu acum către Adrian Șut. Moruțan, preluare prea largă și este reposerat cu ușurință de Ogenda. Keita, vedem și a revenit. Ce lansare aici a lui Rodriguez pentru Ogenda. A rămas însă de pază Iulian Cristea și a reușit să blocheze contraatacul oaspeților. Stopperul celor de la FCSB, din nou Iulian Cristea. Probleme pentru Moruțan, probleme la spate. Vine la margine, să vedem dacă poate continua. Olimpiu Moruțan, pare că nu, din ce se vede. Napoli deschide scorul în duelul cu Inter de pe Digisport 3. Un autogol al formației lui Antonio Conte. Vă reamintim, pe Digisport 4 este Hetafe Real Madrid. După această partidă avem Digisport special cu interviul în direct de la Giurgiu. Mâine, trei meciuri din play-off-ul Ligii Secunde, partida vedetă Craiova 1948 contra Rapidului. Kindriș trimite direct la Radunovic, Tănase așează minge acolo pentru Octavian Popescu, blochează Enrico Papa, Risto Radunovic, de această dată pe jos pentru Octavian Popescu, în spate era mingea pentru Perianu. Recuperează însă Botoșaniul, Amidou Keita scapă de doi adversari și fiecare dintre ei a încercat să-l faulteze, obține lovitura liberă golgheterul Botoșaniului cu o jumătate de oră înainte de finalul întâlnirii. Mai întâi Haruț, apoi Șut. Nu l-a învățat nimeni pe Șut cum să facă aceste faulturi. Am văzut și la faza golului lui Pașkovski. Nu a reușit să-l blocheze pur și simplu pe Pașkovski. A încercat un procedeu asemănător celui de mai devreme, însă Pașkovski a scăpat foarte ușor. Iar Panțiru va intra la FCSB la prima întrerupere a jocului și asta pentru că Olimpiu Moruțan nu s-a întors pe gazon, o problemă în plus pentru Toni Petrea și pentru finalul acestei partide, dar mai ales pentru jocurile următoare. Săptămâna viitoare este și rundă intermediară în prima ligă. Joi, FCSB joacă în deplasare contra celor de la Academica Clinceni, recuperează aici Vână, Tănase. Pleacă de unul singur în lungul liniei, Florin Tănase cade după duelul cu Șeroni, n-a fost nimic la această fază. A, FCSB are o mare problemă legată de lot în acest moment, pentru că se simte în mod evident absența lui Darius Solaru de acolo, de la mijlocul terenului. Florinel Coman, oricât de slab ar fi fost acest sezon pentru el, ar fi fost o soluție mult mai bună decât cea la care apelează. Iată acum, după accidentarea lui Moruțan, Toni Petrea, Panțiru. Mă spuneam că Vukušić e doar la număr. FCSB încearcă să ia titlul cu Panțiru. A avansat cu Octavian Popescu, până la urmă, care e doar un copil, cu Perianu, iar CFR vine cu Rondon, cu Debeliu, cu Kipciu, cu Deac, cu Burcă și așa mai departe. Perianu trimite către Iulian Cristea.
Primește Ionuț Vână. Acum Crețu. Să vedem cum vor fi distribuiți jucătorii de atac ai celor de la FCSB după înlocuirea lui Moruțan. E posibil ca Panțâru, dacă îl vedem cum e poziționat acum, să joace exact pe postul de aripă dreapta pe care a jucat Moruțan. Octavian Popescu pare să fi făcut un pas în spate pentru a-i lăsa locul liber acolo lui Tănase. Primește Radunovici, Tănase încearcă să se remarce, pasa este pentru el, respinge Șeroni, greșeală acolo, încearcă să profite Tănase. Radunovici în duel cu Brown. Repunere din margine pentru FC Botoșan, care lasă impresia că respinge cu mare ușurință aceste tentative ofensive ale celor de la FCSB. Multe dintre acțiunile echipei lui Toni Petrea poartă pecetea întâmplării. Vedem că jucătorii vor, dar nu prea știu ce trebuie făcut în momentul în care sunt în posesie. Țigănașul blocat de Vână. Ar fi doar al doilea succes din istoria confruntărilor directe. Am vorbit în prima parte de acel 2-0 de la Pitești. Numai că era singurul succes pe terenul lui FCSB, dar era singurul succes din istoria întâlnirilor directe și au fost 18 partide între cele două echipe până acum. 13 victorii pentru FCSB și 4 remize. Și dacă am extinde discuția la partidele din toate competițiile, lucrurile ar sta și mai rău pentru Botoșani, pentru că a mai fost o partidă în Cupa României între cele două câștigate tot de FCSB ca majoritatea înfruntărilor. Minutul 65, Vukušić, vedem, se încălzește de zor. Acum de văzut dacă va fi până la urmă introdus, ținând cont de criza de efectiv din formația roșalbastră. Pasează Radunovici către Haruț. Tănase așează minge acolo pentru Panțâru. Vână. O minge aruncat acolo pentru Florin Tănase. S-a înălțat Kindriș și a reușit să respingă. Radunovici, Octavian Popescu, control bun al mingii, dar nu e suficient. Un șut aici, gol Octavian Popescu, formidabilă execuție, își ia inima în dinți Octavian Popescu și trage la poartă, ceea ce nu prea face de obicei. Al doilea gol în Liga 1 după cel marcat pe Arena Națională cu Poliaș. Super execuția lui Octavian Popescu. Mai devreme în CFR Cluj, Academica Clinceni, am văzut un alt gol foarte frumos marcat de Păun. Iată-l pe Popescu, șutează de la marginea careului și o face minunat. Balonul prinde transversala, nu are ce face Eduard Pap. Este o execuție incredibilă, cred că a atins cu vârfurile degetelor balonul. Iată cât de puțin, de cât de puțin a avut nevoie Popescu pentru a pregăti acolo șuturi. Și vedem și reacția sa, una prin care încearcă să le transmită colegilor că trebuie să se ducă peste adversari să caute și următorul gol. A luat pe toată lumea prin surprindere Octavian Popescu, a tras aproape de pe loc un șut impecabil al puștului de 18 ani. Crețu acum vine cu această centrare, se pregătea Panțiru de execuție în forță. Spuneam că nu prea-l vedem pe Octavian Popescu trăgând la poartă de multe ori. El controlează mingea foarte bine, are o tehnică foarte bună, însă de tras la poartă nu prea o face. S-a încumetat să o facă ceva mai devreme și vedem că ar trebui să încerce mai des, pentru că are potențial. Haruț către Cristea. Panțiru. Cristea. Și acum Octavian Popescu pentru șut. Din nou Iulian Cristea.
Îl caută pe Crețu și reușește să-l găsească Vână, un plus de încredere evident în momentul ăsta pentru cei de la FCSB. A lăsat mingea să treacă Panțiru, crezând că în spatele său este un coleg. Vână, bună pasa pentru Tănase. Tănase, iese driblingul acolo. Tănase, centrare deviată, respinge Papa. A trebuit să-i lase Tănase mingea lui Vână, care venea cu fața. Blochează Vână această tentativă a lui Țigănașu de a scoate mingea din zona careului. Repunere pentru FC Botoșani. Parcă strânge lațul. Nu există o luciditate prea mare. Mingea e ținută aproape în permanență pe acolo, în preajma careului celor de la FC Botoșani și e posibil să mai apară erori. Vână nu-l mai așteaptă pe Crețu. Octavian Popescu mai obține un out. Primește Octavian Popescu, Crețu, Tănase acolo din întoarcere. Nu este o execuție convingătoare. Adrian Șut, pasa lui Șut, intervenția lui Firi este greșită. Brown și acum Radunovic. CSB încearcă să joace mai repede echipa lui Toni Petrea decât a făcut-o în prima repriză. Panțiru prinde spațiul porții. Panțiru, repriza este doar al doilea pe care îl încasează în 9 meciuri FCSB. O, ce eroare acolo lui Panțiru, gol! Ionuț Panțiru aduce pe FCSB în avantaj, un om intrat puțin mai devreme pe teren cu oportunismul unui vârf. Fundașul stânga Ionuț Panțiru înscrie. Ce eroare face însă Eduard Pap, incredibil. E doar al doilea gol pe care îl marchează în Liga 1 Ionuț Panțiru. Pe primul l-a dat chiar împotriva celor de la FCSB, în perioada în care volua pentru Poliaș. Nu e neapărat o surpriză că gafează portarii celor de la FC Botoșani. A făcut-o și Hankic nu de mult. Acum vine din nou rândul lui Pap, care fusese scos din poartă tocmai din pricina unor goluri primite foarte ușor. Mare, mare eroare a portarului botoșenenilor. Hankic făcea gafa de care vă vorbea Dan puțin mai devreme într-o partidă în deplasare contra Chindiei, într-un meci câștigat până la urmă de FC Botoșani cu 3-2, atunci spunea Croitor.